Domnul secretar de stat, în prima dată sunteți aici, în zona Timocului, ne găsim la protopopiatul Bisericii Române. Ce puteți să ne spuneți despre vizita voastră în Serbia? Cu cine v-ați întâlnit de câteva zile că sunteți prezent în Serbia? În primul rând vreau să vă salut cu mult drag, cu mult respect pe dumneavoastră și pe toți etnicii români din Serbia, Voievodina, Valea Timocului. Mă aflu pentru prima dată în Serbia. Este o vizită de lucru. În acest timp de 2-3 zile cât am stat aici la dumneavoastră, am avut o serie de întâlniri la Belgrad cu comunitatea românească din Voievodina. Am avut o întâlnire la Zaicer cu comunitatea românească, am avut o discuție de lucru cu Consulul General al României de la Zaicer. În acest moment mă aflu aici la dumneavoastră, urmând ca mâine să am o întâlnire cu comunitatea și reprezentanții acestora din Bor. Cu autoritățile sârbe nu v-ați întâlnit acum. Ce puteți să ne spuneți despre întâlnirea cu comunitatea românească, cum ați spus, la Voievodina și cu o parte de comunitatea românească de aici, că mâine terminați cu dânșii de la Bor și de la Cladovo și, cât știu eu, și de pe Valea Morăvii. Cum am spus și la masă, la întâlnire, în Serbia există un popor românesc de mulți ani, de mult timp. Din păcate, în situația de astăzi, avem două minorități în poporul românesc. Ce puteți să ne spuneți despre minoritatea românească, despre minoritatea vlahă? Că și în comunitatea vlahă este cineva care se simte că sunt români și aia spune în public. Ce impresie aveți? Vreau să fie foarte înțeles și bine înțeles. Avem și am toată deschiderea pentru a mă întâlni și cu autorități din partea statului sârb. Din păcate, agenda de această dată a fost extrem de ocupată. Voi reveni, sper eu, în cel mai scurt timp și să am cât mai multe întâlniri. A fost o primă vizită de lucru. Cât despre comunitate, eu vreau să gândesc că există o comunitate mare pe care noi cu toții o îndrăgim și de unde, din care facem și noi parte, și anume comunitatea românească. Ce-mi doresc foarte mult, îmi doresc ca data viitoare când vin aici să vă văd pe toți mai uniți și acest apel l-am făcut atât la Belgrad cât și astăzi la Zaicer și chiar și aici în întâlnirea pe care tocmai am avut-o. Numai prin unitate putem realiza mai multe proiecte care să fie în beneficiu etnicilor români. Unitate înseamnă o bună colaborare între asociațiile românești, mass media română, Biserica Ortodoxă Română, autoritățile române și autoritățile statului sârb. În momentul în care există o gâlceavă, să spun așa, între asociațiile românești, nu duce la nimic constructiv. Mă gândeam mai mult la o paralelă între problemele românilor în Voievodina și problema românilor din Timoc. Noi știm că comunitatea românească în provincia Voievodina este la o cifră de 30.000 de români, dar în Timoc de 10 ori mai mare. Din păcat, ăia în Voievodina putem să spunem că are toate drepturile, dar ăștia din Timoc n-au niciun drept. Ce puteți să spuneți despre paralela problemelor? Eu sunt convinsă că aceste probleme vor fi rezolvate cu timpul. Din partea statului român există deschidere. Acum sunt eu aici, peste câteva zile va fi prezent primul ministru al României. Ministrul Afacerilor Externe intenționează să vină la dumneavoastră în scurt timp. Atenția de care a dat dovadă și reușita statului român în discuțiile cu autoritățile sârbe de a deschide un consulat general aici în Valea Timocului, eu cred că sunt pași importanți. Și pentru România există aceeași importanță pentru toți românii care locuiesc fie în Voievodina, fie în Valea Timocului. Ne dorim ca în scurt timp și românii din Valea Timocului să beneficieze de drepturile pe care le au cei din Voievodina. Însă, repet,
depinde foarte mult și de dumneavoastră. Românii din Serbia, foarte mult se uită la departament, vede ca o instituție în Românie pe care sunt ca un partener. Ideea mea a fost să vă pun întrebare ce rezultate poate să aștepte românii de la vizita voastră aici. Aproape mi-ați dat răspuns, voi puteți încă o dată pentru Timok Press și pentru românii din Serbia și alți români și alți care intră pe site la Timok Press să spuneți ce rezultate ar putea să fie după vizita dumneavoastră. Ne-am dorit să identificăm prioritățile pe termen scurt, mă gândesc la anul 2013, dar și pe un termen mai lung pentru comunitatea etnică din Serbia. În primul rând, întărirea mediului asociativ românesc și unitatea acestui mediu asociativ românesc. O altă prioritate, învățământul în limba română, posibilitatea de a aduce cât mai multe cărți de limba română, cărți chiar de, pentru începători în limba română, apropierea față de Biserica Ortodoxă Română și, în ultimul rând, întărirea conștiinței tinerilor de a participa la tot ceea ce înseamnă România. Aici mă gândesc la participarea unui număr mai mare de tineri în cadrul programului Descoperă România, vizite în țara mamă. Mă gândesc și la participarea la programul ARC, dedicat etnicilor români și, nu în ultimul rând, la bursele pentru etnicii români, bursele studenților. Mulți ziariști pe românii de aici, pentru istoria lor, ultimul 200 de ani, i-a numit români uitați. O rugăminte de voi, nu uitați pe români. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Aveți încredere!